cuvântul dumneavoastră, pe timp de noapte, în sectorul 3, pe strada 1 decembrie 1918, astăzi 5 decembrie, chiar de ziua mea, au tras rușii, nu știu ce se întâmplă, bam, bam. Corespondentul dumneavoastră, corespondentul de noapte, Cristi Marin, pompieri, ambulanțe, poliție. Văd că este un mare fum de acolo, nu știu dacă vă observați. A luat foc ceva, o clădire, un bloc, aici pe bulevardul 1 decembrie 1918, lângă circa 13 de poliție. Ia să vedem ce s-a întâmplat. Mamă, ce fum! E groasă treaba. Văd acolo multe mașini. Ia să vedem. Se poate filma. Ce se poate, ce nu se poate. Mă duc la fața locului să filmez. Să prim momentul. Înaintea tuturor televiziunilor din România, să fiu primul care transmite de la fața locului ceea ce s-a întâmplat aici. Mă văd și eu, pentru că am auzit mașini de poliție, ambulanțe, pompieri. Aici, la circa 13 de poliție, se văd când se pun dintr-o clădire, să vedem unde ce se pun. La tramvai, cred că tramvai, ceva. Cred că tramvai a luat foc, ia să vedem. Întorc camera. Apropii imaginea până ajung la fața locului. Iau pe stradă pe aici, ce s-a întâmplat. Iese fum de acolo. Băi, ești nebun. Și că la piața aici, la 1 decembrie, cred că a luat foc ceva. Și au tras rușii cu bombe aici, în cartier. O să filmez pe Șustachii ca să prim momente. Uite acolo, uite. Băi, ești nebun, uite ce e acolo. Mamă, a luat foc piața 2 decembrie, astăzi, de ziua mea, 5 decembrie 2022. Băi, ești nebune, uite ce e acolo. Mamă. Ia uite, băi, frate, flăcări. Băi, ești nebun. Piața, nu? În piața, nu? Uite ce bubuie acolo, ce se petarde. Băi, ești nebun. Uite chiar vis-a-vis de circa 13 de poliție. Ești nebun. Chiar în piață. Dar ce se aude așa? Că sunt petarde. Cam nasoală zona asta. Uite, pompieri aici. Eu
iau pe aici, să nu iau pe lângă piață. Uite ce-i pe aici, poliție. O colie pe aici, da? Auziți? Dar se aud petarde, ce se aud acolo? Bombe, zici că le trag rușii, nu? Butelii, nu știu exact ce e. Tocmai de-aia să nu uitați. Uite, vorbesc cu domnii de la poliție de aici. Mamă, e pericol, a? Uite, domnul polițist mi-a spus, eu și cum. Aici nu e bun la trag. O să iau pe aici, să nu bubuie nebii ceva. O să-i pentru... Ia uite, băi, frate! Mamă, aici la farmacie. E și o bancă aici. Bă, zici că trag rușii, nu ești nebun la cap. Ia uite. Nu pot să cred așa ceva. Mașini de pompieri au venit. Ambulanță, uite ce e acolo. În față la circa 13. De poliție. Ești nebun la cap. Mă. Mă, ce-a luat foc aici. Nu pot să cred așa ceva. Uite, mașini de pompieri. Auziți cum bubuie. Placările se văd aici. Chiar de ziua mea, 5 decembrie. Ia să vedem cât este ora. 12:30 noaptea, chiar 1, cred. Uitați. Să vină televiziunile, să vină presa, să vină orice. Mamă, ce-i acolo. În partea înaltă se vedea mai bine, să vină că pot să iau pe aici. Așa. Fac și pentru episod și pentru cei care vor să vadă. Mamă, ce pute. Vreau să-mi mai ia fum, mai ia cauciuc. Uite aici la circa 13 de poliție. Am se iau din toate unghiurile așa. Uite așa. Focul s-a extins. E și o casă de pariuri Mozart. O bancă. Banca Raiffeisen Bank. Farmacii. Uite încă o mașină de pompieri. Băi, ești nebun la cap, ce ești? O mână criminală. Cineva care are asigurare la un butic de acolo, cine știe ce de aici. Era dus capul să facă, uite, poliție de aici, de la circa 13 de poliție. Uite ce e aici, pompierii. Sper să reușească să stingă focul. În dreapta, circa 13 de poliție. Uite, spum aici. Uite lumea la mine că filmez. Cred că sunt singurul care filmez. Pompierii se luptă cu focul. Ia uite, frăturile și mai mari acum. Spuneau un polițist mai înainte că... că sunt... butelii. De aceea se aud așa explozii. Alții de pe aici, de prin zona, au crezut că trag rușii noi. Ia să mă duc din partea salată acum. Uite ce e aici, frate. Se urcă pe la banca Raiffeisen Bank. Uite, e bun. E nasol. Întrebare, ca să nu stau pe acolo, ce fața... Uite circa 13 de poliție, uite pompierii. Bunic incendiu, foc mare, multe lume cu telefoane. Credeam că sunt singurul.
aici la piața 1 decembrie 1918. Hai să luăm o pauză. Ia să vedem dacă se vede, uite, zona asta s-a închis zona. De aici se mai poate vedea ceva. S-a închis zona asta. Băi, ești nebun. Poliția, nu treceți. Hai să mă duc pe partea cealaltă, că de aici nu se mai vede aproape nimic. Vă sperăm că o să se stingă focul. Pare că s-a tras cu rachete din Rusia, nu știu ce s-a întâmplat aici. Eu filmez tot ce pot. Sunt corespondentul dumneavoastră, corespondentul de noapte din sectorul 3, București, Cristi Marin. Ia uitați câte auto speciale aici. S-a umplut strada de pompieri. Ia uitați la lucru. Aici la circa 13 de poliție. Uite oamenii cu telefoanele. Uite și lumea în stradă aici, la circa 13 de poliție, piața 1 decembrie 1918, în cartierul unde locuiesc. Voi transmite acest episod imediat, nu știu dacă mai fac episod, să-l pun pe YouTube. Uite fumul cum se vede de aici de la stradă. Uite, poliție și pompieri și pe stânga aici. O luăm așa frumos, să ocolim zona. Uite, pompieri la greu. Uite mașină, e că a venit toată mașină de pompieri. Pe partea înaltă? Da. E greu rău, a? Da, este destul de rău. Ok. Unul zice că e foarte, foarte grav aici și se ia pe partea cealaltă. Ok. Trebuie să ascultăm de autorități, e normal. Lumea panicată, lumea speriată. Uite, mi-am găsit și un locușor aici, dar nu mai am ce să mai filmez acum, cred că s-a stins și focul. Dar sunt butelii acolo, sunt... Uite, auto speciale pe aici. Ia să mă filmez. Au tras rușii cu rachete. Apar n-am, nu știu ce s-a întâmplat aici. De-aia izbunit... acel foc. Cred că se mai vede, se luptă pompierii cu... incendiu respectiv, uite, arde în continuare, e pericol. Uite, auto speciale pe aici. La farmacia Dr. Max, Dr. Max, cum se spune, farmacia Ana Maria. Pompierii își fac și ei datoria, de aceea sunt plătiți. Uite, mai vin mașini de poliție. Noroc că eram prin zona, am văzut poliția, am văzut ambulanța, după ceva s-a întâmplat pe aici, prin zonă. Așa că am fost chiar primul din zonă. Aceste filmări, aceste imagini sunt în exclusivitate pentru toți care mă urmăresc, pentru toți care vreți să vedeți ce s-a întâmplat aici. Deocamdată nu se poate vorbi cu nimeni. RPG. Au pornit alarmele de la farmacie, de la banca românească, uite, și banca românească aici.
A uitat fumul. A uitat pompierii. Că mai au nevoie de apă. Încă o auto specială. Dar hidrant pe aici nu există. Habar n-am. Încă o mașină de pompieri. Iau pe sens invers acum. Uite lume pe aici, pe la restaurantul Anca. A oprit lumea să se uite, să filmeze. Mai schimbăm și noi locația. O luăm tot din stânga de aici, de unde se vedea flacăra aceea. Încă mai arde acolo. Uite ce frumos. Care e problema ta, mă, dacă filmezi? Era unul, că nu mai filma. Au uitat așa, că încă nu s-a stins focul. Arde în continuare. De vreo 25 de minute, 30 de minute, cred. Ia uite, așa plăcă. Ulei din bun. Pompierii acolo sus fac și datoria. Poliția. Mamă, ce arde aici. La piața 1 decembrie. Este o clădire chiar lângă piață. A, uitați cum acolo. Încă mai arde. E periculos să intri acolo.